Bună seara, strigoiașii mei, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În această seară o să vorbim despre cele 9 munci veșnice și grele ale iadului. Dacă sunteți curioși să aflați ceea ce am să vă povestesc, v-aș ruga să rămâneți până la sfârșitul clipului, să dați un like dacă vă place și să vă abonați la canal. Luați-vă ceva de gustat, așezați-vă comod în pat și rămâneți până la sfârșit. Vizionare plăcută! Părintele Ilie Cleopa, unul dintre marii duhovnici ai Moldovei, nu s-a ferit să predice sau să le vorbească pelerinilor care îl căutau la mănăstirea Sihăstria despre teme precum viața de apoi. Părintele Ilie Cleopa, unul din cei mai cunoscuți duhovnici și predictori pe care i-a avut mănăstirea Sihăstria și Moldova, a fost ucenic al părintelui Paisie Olaru. Timp de 34 de ani neîntrerupt, din anul 1964 și până în 1998, an în care a murit la vârsta de 86 de ani, Ilie Cleopa a fost stareț al mănăstirii Sihăstria din Neamț. Aici, el obișnuia să-i primească pe toți care îl căutau pentru a afla o vorbă de duh. Renumele său, ducându-se repede în Moldova, apoi în toată țara. Din aceste întâlniri cu duhovnicul au rămas imprimate în format audio sau video învățăminte, dar și interpretări ale Bibliei. Una din temele abordate de Cleopa a fost și cea a vieții de apoi. Duhovnicul avea o urare care l-a făcut celebru, adresată credincioșilor care îl vizitau. Mâncavar raiul. Dar, de câte ori avea prilejul, le descria și chinurile celor care creșesc calea și, din cauza păcatelor, ajung în iad. Ce este iadul? Să știți că iadul este împărăția morții. Iadul este locul acela unde se chinuiesc după dreptatea lui Dumnezeu dracii și toți care au mâniat pe Dumnezeu și au făcut voile lor în această lume. Iadul este împărăția dracilor, a cărui poartă este deznădejdea, curte sunt legăturile, ferestre întunericul, masa, reaua în puțiciune și putoarea. Mâncare este foamea, băutura este setea, ceasornic este plânsul, așternut este văpaia, orânduiala este tulburarea, cea fără rânduială a prăpastiei acelea groaznice. Dar știți dumneavoastră câte feluri de munci are iadul? 9 feluri de munci sunt în iad și toate sunt veșnice și foarte grele. Prima muncă este întunericul, cum arată și marele proroc Isaia. Dar nu întunericul acesta pe care îl vedem noi pe pământ, întunericul pipăibil. Ai văzut în Egipt, în pământul Gesem, că unde erau evrei era lumină și în tot Egiptul era întuneric? Nimeni nu știa pe unde să meargă. Dumnezeu ce nu poate? Toate sunt la dânsul. Întuneric pe lumea aceasta, dar celălalt întuneric este mult mai rău, este veșnic. Acolo este întuneric așa de tare încât îl poți pipăi cu mâna. Aceasta o zice dumnezeiescul Iov. Mă voi coborî în pământul întunericului celui veșnic, care nu are lumină, dar nici tămăduire în veac. De întunericul acela a amintit și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia sa, când zicea: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l pe el într-o întunericul cel mai din afară, arătând prin acestea, cum zice și dumnezeiescul părinte Efrem Sirul, că este un întuneric greu. Deci, cea din tâia muncă ce stăpânește întregul iad este întunericul acela negrăit și neînchipuit. A doua muncă după întuneric este plângerea și scrâșnirea dinților.
atâtea lacrimi se varsă în iad într-o singură zi, că dacă s-ar aduna pe fața pământului, ar face un ocean mai mare ca Oceanul Pacific. Și numai în iad, într-o singură zi, lacrimile care se varsă acolo ar face un ocean mai mare. Atâta plângere și chin este în iad. A treia muncă este putoarea cea rea. Dacă s-ar aduna toate putorile de pe fața pământului la un loc, n-ar face niciun miligram față de putoarea care este acolo. Ca să vă dați seama ce putoare este în iad, am să vă spun o istorioară. Doi frați de la o mamă s-au dus la mănăstire să se facă călugări. Și unul s-a dus în mănăstire și a avut răbdare multă, smerenie multă, ascultare, fără cârtire, și a rămas în mănăstire până la moartea lui, iar altul și-a pierdut răbdarea și a spus că se duce în lume înapoi la tatăl și la mama sa. Fratele, cel care a rămas în mănăstire, îl sfătuia: frate, nu te duce înapoi. Auzi ce spune Evanghelia: nimeni, punând mâna pe plug, să nu mai privească înapoi. Deci, nu te duce, frate, în lume. Pentru că mare primejdie este să lași mănăstirea și să te duci din nou în lume. Iar el a zis: nu, eu mă duc. Dar nu te temi de chinurile iadului? Nu cred, frate, că sunt chiar atât de grele muncile iadului cum spune Sfânta Scriptură sau cum spun oamenii. Așa s-a scris în cărți, ca să ne sperie. Și s-a dus acasă. S-a căsătorit și și-a făcut de cap, dar n-a trăit mult, decât 3 ani, și a murit. Auzind călugărul că fratele său, care s-a întors în lume, a murit, a început să se roage cu foc lui Dumnezeu zicând: Doamne, arată-mi să văd unde este fratele meu, în iad sau în rai. După o vreme destul de îndelungată, într-o noapte o umbră neagră a intrat în chilia lui. Și când s-a uitat el bine la lumina lumânării, l-a cunoscut. Umbra i-a zis plângând și suspinând: mă cunoști? Eu sunt fratele tău. Era negru ca un cărbune. Doar după glas l-a cunoscut. Și atunci acesta, văzându-l într-o stare jalnică ca aceea, l-a întrebat: frate, de unde vii? Din iad, că am lăsat mănăstirea și m-am dus în lume și mi-am făcut de cap. Am murit în păcate și m-am dus pentru păcatele mele în muncile iadului. Și atunci acesta a început să întrebe: măi, frate, știi ce-mi spuneai tu mie? Că muncile iadului nu sunt așa de grele, ci s-au scris așa, numai să sperie lumea și să înfricoșeze pe oameni. Chiar așa este de greu în iad? De mii de ori sunt mai cumplite chinurile iadului decât cum sunt scrise. Și de-ar avea tot codrul limbă și toată iarba pământului de-ar vorbi, n-ar putea spune cât de greu este în iad. Dar fratele se făcea că nu-l înțelege. Frate, oare voi putea să le încerc și eu puțin ca să mă încredințez de adevăr? Nu poți auzi răcnetele și țipetele și vaietele din iad, că tot atunci vei muri. Dar n-aș putea măcar să pipă iadul? Nu poți, că acolo este foc care arde de miliarde de ori mai tare ca acesta și tot atunci te-ai topi, fiind în trup material. Nu pot nici măcar să văd. Nu poți, frate, că mor de frică, văzând priveliștea aceea groaznică și urgia mâniei lui Dumnezeu din iad. Dar cum aș putea eu să încerc măcar cât de puțin muncile iadului? Frate, ține minte, ai putea mirosi o leacă din puterea iadului. Cum era îmbrăcat cu haina, a scuturat mâneca hainei puțin și s-a făcut nevăzut. Și când a scuturat mâneca, atâta putoare a ieșit din mâneca hainei lui, încât acela a căzut mort jos și 3 zile nu a putut să iasă din chilie.
greu de tot, a deschis ușa și s-a târât afară din chilie și a ieșit acea putoare din chilia lui încât s-a împrăștiat în toată mănăstirea. Călugării au părăsit mănăstirea 3 luni de zile din cauza putorii nesuferite, care a ieșit din chilia de unde a scuturat cel din iad mâneca hainei lui. După 3 luni, acel miros greu a dispărut. Călugării, când s-au întors înapoi, l-au găsit pe acela din chilie căruia ieșise acea putoare și l-au întrebat: ce a fost, frate, putoarea aceasta? De unde a putut veni? Iar el a răspuns: știți, părinților, eu am avut un frate bun în mănăstire, care s-a dus în lume, a murit după 3 ani de căsătorie. Eu m-am rugat Domnului să-mi arate unde este fratele meu. După multă rugăciune, într-o noapte, a venit la mine și l-am întrebat unde este. Aflând că este în iad, curios, l-am întrebat cât de greu este în iad, deoarece îl știam nepăsător, zicând că nu crede că muncile iadului sunt chiar așa de grele cum scrie în cărți. Atunci, el m-a încredințat că nici nu poate spune limba cât de greu este în iad și ceea ce se scrie în cărți este foarte puțin spus. Ca să vezi muncile iadului, a spus el, este imposibil, că tot atunci mori. Nici nu poți auzi ce este în iad, că mori, nici nu poți pipăi. Și mi-a dat să miros o leacă din putoarea care este în iad. Atunci și-a scuturat mâneca la haină și iată, sunt 3 luni de zile de când putoarea aceasta stăpânește mănăstirea noastră și am fugit cu toții și de-abia acum se poate veni înapoi. Și a încredințat tot soborul mănăstirii cât de mare putoare este în iad. Aceasta este a 3-a pedeapsă a iadului. A 4-a muncă în iad este foamea și setea. Ați auzit ce spune prorocul Isaia? Vor flămânzi precum câinii și vor urla și se vor jeli și nimeni nu va potoli foamea lor. Și Mântuitorul ne arată în Sfânta Evanghelie, în pilda cu bogatul și Lazar: părinte Avrame, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului său în apă, să vie, să-mi răcorească limba, că rău mă chinuiesc în văpaia aceasta. Ai auzit ce-i acolo? Un deget înmuiat în apă, cât de mare preț are. Și nouă, aici, nu ne place apa. Vrem vin, rachiu și multe alte băuturi. Vai de noi, că nu cugetăm deloc ce ne așteaptă. Foamea și setea sunt a 4-a muncă din iad. A 5-a muncă a iadului este tartarul, gheața. Tartarul este un iezer fără fund, plin de gheață și foarte rece. Aceasta este scrâșnirea dinților, de care vorbește dumnezeiasca scriptură, adică gerul acela nesuferit, de care nu-și poate închipui nimeni în această lume. A 6-a muncă este viermele cel neadormit. Acolo sunt viermi de foc care mănâncă trupurile oamenilor și sufletele lor în vecii vecilor și niciodată oamenii nu mor. Acolo sunt balauri de foc și șerpi de foc care înoată prin văpăile iadului, cu înoată pește prin apă la noi și nu se vatămă. Și îi prind pe cei păcătoși și îi sug și înțeapă și mănâncă în vecii vecilor, împreună cu viermii cei neadormiți. Asta este munca a 6-a. A 7-a muncă este ghiena, adică focul cel nestins, care este cea mai grea dintre toate, focul cel negru care arde în vecii vecilor cu întuneric. De aceea se tem și dracii. Este un foc de care toți se tem, ca ei, toți, ei se roagă Mântuitorului. Când făcea minuni pe malul Mării Galilei, când a scos demonii din cei doi
îndrăciți. Te știm pe tine cine ești, fiul celui prea înalt. Te rugăm, nu ne trimite pe noi în ghenă. Acolo îi trimitea, că el avea putere și dracii se tem de ghenă, de care spune Mântuitorul în Evanghelie, unde focul lor nu se stinge, dar nu este foc de acesta ca al nostru, care se face ca să dea lumină. Focul acesta chiar de-ar arde pe cineva, dar da, lumină. Acela însă este un foc negru, ca păcura și de miliarde de ori mai fierbinte ca aceasta. Acest foc nu dă lumină, dă întuneric, așa spune fericitul Ieronim. Cât de mare este focul unde se topește oțelul, totuși este neînchipuit de slab față de focul iadului, ca și cum ar fi zugrăvit pe pereți. Ai vedea un foc zugrăvit pe perete cu vopsea și nu te frigi. Așa este de slab focul acesta față de focul iadului. Focul nestins nu mai are acolo nevoie de materie. Cum zice Sfântul Efrem, că nu sunt oarecare care îl aprind cu materie din lumea aceasta. Acolo este foc nestins, nu este focul lemne aprinse, ci arde cu urgia mâniei lui Dumnezeu negrăită către cei păcătoși. Acest iezer de foc, de care spune la Apocalipsă, care nu are fund în veacul vecilor, arde și pe toate duhurile cele rele și le chinuiește în vecii vecilor. De aceea spune Dumnezeescul Părinte Ioan Gură de Aur, nimenea din oamenii care își aduc aminte de ghienă nu vor ajunge în ghienă, că cine cugetă la iad, scapă de iad. Cine își aduce aminte de ghienă, scapă, că nu există om care să-și aducă aminte de ghienă, care este atât de groaznică, cea mai groaznică muncă. Fiindcă îndată ce își aduce aminte de ghienă, el se ferește de păcat și începe a lucra fapta bună, se mărturisește, pune început bun, își face canonul și își îndreaptă viața sa. Este ca acela de care se spune în Biblie că nu mai este fapta ta ca ieri și ca alaltăieri. Poate să fie omul până azi un drac și mâine să se facă înger de lumină. Numai să-și aducă aminte de iad și de ghenă, că dacă uite iadul, va ajunge în iad, iar dacă nu uite iadul, nu va ajunge acolo. Iată, am să vă spun despre ghena și despre veșnicia iadului printr-o minune care se găsește scrisă într-o carte foarte veche. În Sfântul Munte al Atonului trăia un călugăr cu numele Andrei și acesta ducea o viață sfântă, în feciorie, asceza post, rugăciune și priveghere, în meditații sfinte și în cugetarea Sfintei Scripturii, dar s-a îmbolnăvit când era aproape de 30 de ani și a căzut 11 ani și nu mai putea muri. Atunci, după dreptate, acest călugăr cu numele de Andrei și-a pus întrebarea: de ce sufăr eu? Pentru că nu se știa cu păcate așa de grele ca să sufere pe pământ atât de groaznică boală. Și a început săracul, ca tot omul care nu mai poate răbda boala, să se roage lui Dumnezeu: Doamne, cer de la tine un singur lucru, și anume, sau să mor sau să mă fac sănătos, că nu mai pot răbda. Mi-au rămas numai oasele și pielea. Rugându-se el așa, într-una din nopți, a strălucit o lumină uimitoare în chilia lui. El s-a temut să nu fie de la draci, căci și diavolul se face în chipul lui Hristos, în chip de înger, în chip de sfânt ce strălucește ca soarele și poate să te înșele. Este ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu-i de mirare că însuși Satana se preface în chip de înger de lumină și slujitor al dreptății, adică dracii se prefac în chip de slujitori ai dreptății. Deci, s-a temut călugărul nostru și a început să facă cruce.
Și îndată a văzut că intră pe ușa lui un tânăr foarte frumos la chip, foarte luminat, cu un toiac de aur în mână, cu o cunună de aur pe cap și o cruce de aur pe frunte și a zis: "Nu te teme, părinte, nu-ți diavol. Eu sunt îngerul păzitor al vieții tale. M-a trimis Dumnezeu să-ți spun un lucru. Eu totdeauna sunt cu tine. Toate suspinele tale, toate lacrimile tale, toate oftările, toate durerile, necazurile tale, eu le știu. Că tu dormi, eu nu dorm niciodată. Tu mănânci, eu nu mănânc. Tu bei, eu nu beau. Adu-ți aminte ce spune psalmistul: tăbărâvă îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul și îl va izbăvi pe el, și nici să dormiteze cel ce te păzește." Deci, părinte, eu știu necazurile tale toate, dar iată, tu ai început să tărăși lui Dumnezeu, așa de la o vreme: Doamne, sau să mor, sau să mă fac sănătos, că nu mai pot răbda. Și Dumnezeu m-a trimis să-ți spun ție două lucruri mari și importante. Care? Iată ce spune Dumnezeu prin mine. Vrei să mai rabzi boala un an pe pământ, sau să stai 3 ceasuri în iad? Dar el, când a auzit asta, a zis: Doamne, îngerul Domnului, tu care știi necazurile mele, să mai zac eu un an pe pământ? Nu știi că o noapte îmi pare un an și că toate bolile, mai cu seamă noaptea, sunt grele? Deci, cum am să mai rabd eu un an această groaznică boală? Și pentru ce rabd eu? Că eu știu că am făcut bine. De când am venit aici, în Sfântul Munte, să fac voia lui Dumnezeu? Îngerul Domnului a zis: tu nu suferi pentru tine, tu suferi pentru neamurile tale, care sunt în iad, și Dumnezeu te-a găsit pe tine și voiește prin osteniala și suferința ta să vă scoată de acolo. Până la al 9-lea neam, tot să-l scoate din iad, că așa se întâmplă dacă un călugăr bun își face datoria. Mulți din neamul lui se mântuiesc prin puterea lui. Nu ai auzit ce zice prorocul Ieremia? Dumnezeu răsplătește păcatele părinților asupra copiilor până la al 4-lea neam. Deci, tu suferi pentru strămoșii tăi. Dar dacă vrei să ieși și tu din iad și ei, să mai zaci un an pe pământ sau 3 ceasuri în iad. Dar ia seamă ce spui, i-a spus îngerul, că în clipa aceasta ți-am și luat sufletul. A stat el și s-a gândit. Gândește bine, i-a spus îngerul. 3 ceasuri în iad. Când a zis aceste cuvinte, i-a și luat sufletul. Unde l-a dus? L-a dus în ghienă. În ghienă de care v-am amintit înainte. Cel mai greu loc din iad, de care se tem și dracii. Și când l-a dus acolo și l-a băgat în focul cel negru și de miliarde de ori mai fierbinte ca acesta de pe pământ, a fost cuprins de întunericul ce domnea pretutindeni și a început a râcni și a geme de durere, căci balaurii de foc au început să-l muște și să-l chinuiască. El, când s-a văzut acolo și a văzut atâta deznădejde și atâta strigăt și atâta durere și atâta spaimă și atâta foc, a început să strige cât putea: Doamne, miluiește-mă! Doamne, iartă-mă! După 3 minute, o lumină a despicat întunericul și a apărut îngerul Domnului. Când l-a văzut, a început a bate din palme și a strigat așa: Vai mie, vai mie, vai mie! Toate le-am crezut, dar una ca aceasta n-am crezut. Ce n-ai crezut, părinte Andrei? N-am crezut că un înger al Domnului poate să mintă. Cum se poate una ca asta? Ca să spun eu minciuni? Eu nu sunt un om păcătos. Eu nu sunt un duh rău. Nu sunt diavol. Eu nu pot face păcat. Eu nu pot minți. Cum pot eu să mint? Dacă sunt rază de dumnezeire, sunt lumina a doua din lumina cea din tâi, cum aș putea eu să spun minciuni? Dar cum ne-a fost vorba în chilie la mine? Cum? N-a fost vorba că mă vei scoate de aici după 3 ceasuri?
Iată, au trecut mai mult de 300 de ani de când mă chinuiesc aici. Îngerul i-a spus, adevărul este Hristos. De-abia a trecut o oră și mai ai doar 2 ore de stat. 2 ore! A strigat monahul cu groază. Este oare cu putință să fi trecut numai o oră până acum? Eu am venit să văd dacă poți răbda. Atunci a zis călugărul Andrei, Doamne, dacă acesta este adevărul că de-abia a trecut un ceas de când mă chinuiesc aici în iad, du-mă înapoi în trupul meu, cel rănit și bolnav, și să sufăr acolo un an. Nu un an, sute de ani, mii de ani, ba chiar până la ziua venirii lui Hristos, numai să nu mai stau o clipă aici în focul nestins. Și îndată, cuiuțela gândului l-a luat îngerul și l-a dus înapoi în trup. Cine a știut că a fost mort un ceas? Nimeni. Când a înviat, a început a striga, miluiți-mă, miluiți-mă! Și a venit călugărul care îl îngrijea și l-a întrebat, ce este, părinte Andrei? De ce strigi? Să se adune tot soborul mănăstirii. Erau 300 de călugări acolo și l-au pus într-un cerdac înalt și le-a spus la toți minunea care s-a petrecut cu el, că el a stat un ceas în iad și i s-au părut mai mult de 300 de ani. Atât de greu a trecut timpul și de rău e acolo. Să ne ferească mila și îndurarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului pe toți din cât suntem aici, să nu îngăduie Dumnezeu vreunul să încerce durerile și chinurile iadului în vreun fel. Și toți, cu darul Mântuitorului și cu mijlocirea Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorul și a tuturor sfinților, să ne mântuim, să ne ușurăm înainte de a duce din lumea aceasta și să ne întâlnim cu toți în veacul vecilor, la bucuria cea veșnică. Acum, o să vă vorbesc despre munca a opta din iad, care este deznădejdea. Acolo, toată lumea este deznădăjduită de mila lui Dumnezeu, aducându-și aminte de cuvântul Evangheliei, că s-a închis ușa și că pocăința în iad nu mai este. Pocăința e doar pe pământ. Iar ultima muncă, munca a noua din iad, este veșnicia, care stăpânește atâtea miliarde și miliarde de suflete. Nu mai există acolo o limită, că adică o să rab de omul 1000 de ani sau 100.000 de ani, nu, ci în vecii vecilor. Dar ca să le descrie cineva câte una singură, nimeni nu poate spune numai una cât e de grea, că este imposibil a descrie limba de țărână. Cine poate spune măcar una din munci câtă suferință aduce firii omenești? Că drepții, după sfârșit, primesc cele 4 insusiri ale trupului și păcătoșii primesc și ei una, însușirea nemuririi. Primesc trupuri nemuritoare ca să ardă în vecii vecilor și să nu se mistuie, să se chinuiască în vecii vecilor și să nu scape, să înseteze în vecii vecilor și să nu aibă apă, să le fie foame în vecii vecilor și să nu aibă mâncare, să-i doară în vecii vecilor și să n-aibă vindecare. Nemurirea o au de la judecată înainte, cum spune Hristos, spre a se chinui în vecii vecilor. Amin. Oameni buni, oameni dragi, cam atât am avut să vă spun. Sper că ați rămas până la sfârșit și sper că ați înțeles care sunt muncile iadului și cât de important este să ne menținem sufletul curat aici pe pământ. Dacă v-a plăcut, lăsați o părere sinceră în comentarii. Iertați-mă dacă am greșit, am gâfâit sau am făcut lucruri ciudate în timpul clipului. Nu a fost cu intenție. Vă spun ca de fiecare dată, în încheiere,
aveți grijă ce faceți, cu cine umblați și pe unde umblați. Noapte bună!